direct cu Mirela Vaida. Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit. Începem emisiunea cu o veste extrem de tristă. Benone Sinulescu s-a stins din viață. S-a stins din viață o legendă, s-a stins din viață un om care a fost și va rămâne un munte pentru talentul, pentru efervescența, pentru repertoriul inegalabil pe care îl lasă în urmă. Știm despre Benone Sinulescu foarte multe lucruri din viața profesională, știm foarte puține din viața lui personală, pentru că a fost un om care întotdeauna și-a trăit viața cu discreție. Am mai aflat în urmă cu ceva vreme că avea probleme de sănătate, însă nici atunci familia nu a dorit să dea prea multe detalii. Cel care avea să spună de fapt că ar fi grav bolnav a fost impresarul lui, însă pentru că această veste am aflat-o cu foarte, foarte puțină vreme înainte să intrăm în direct, vom încerca să intrăm în legătură directă telefonică cu unii dintre cei mai apropiați oameni ai lui Benone Sinulescu și să vedem câteva reacții la cald. Este o pierdere foarte mare în contextul în care am pierdut deja nume foarte mari ale folclorului românesc. Iată, în nici două săptămâni, Petrică Mâțu Stoian și Benone Sinulescu ne-au părăsit. O veste extrem de cruntă, de șocantă și chiar dacă am putea spune că era cumva așteptată, pentru că știam că se afla într-o suferință, este încă inacceptabilă. Tocmai de aceea, in memoriam Benone Sinulescu, vă invităm să urmărim un interviu emoționant, unul dintre puținele interviuri pe care el le-a dat chiar din casa sa, de la Arad, de acolo unde s-a și mutat împreună cu soția lui, le-a acordat colegei noastre pentru Acces Direct. Tocmai de aceea, astăzi, în lumina acestei vești crunte, haideți să-l vedem pe Benone Sinulescu așa cum vrem să-l ținem minte. Dumnezeu să te ierte, Nea Beni. Ești în memoria noastră pentru totdeauna. Haideți să vedem materialul. Suntem acasă la maestrul Benone Sinulescu și nu oriunde, ci chiar iată în dormitorul matrimonial pe care îl împarte de peste 30 de ani cu o singură femeie. Dreptul. Mulțumesc că recunosc. M-ați primit. Deci eu sunt a doua femeie care intră aici, în acest dormitor? Cred că ești după nevastă mea prima. Cum e în lumea artistică să-ți găsești jumătatea, cum se spune, să fii fidel unei alte persoane? Am umblat și eu cam mult până am găsit-o și cred că sacul cu peticul s-a găsit. Că avem aceleași apucături, unele mai bune, unele mai puțin bune, și aceleași lucruri de vârf. Vă mai aduceți aminte cum ați început să cântați, domnul Benone? Da, sincer să fiu, îmi plăcea să fiu foarte sus când cânt. Să fiu aici era publicul, da. În față publicul, în spate corul. Da. Și dirijam. Eroul cea paie trecea prin Ural, tra la 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 la. Mă întorceam că mă eram în caragios, mi-am dat seama că eram caragios, dar îmi plăcea ce făceam, știi? Eram necopt. Unde l-ați cunoscut pe Gheorghe Zan? Am fost colegi. Ați fost colegi? Sigur că da. Și eu, el cu acordeonul, eu cu gura. Dar pe mine mă vroia și eu îl luam și pe el. Ați început să fiți remarcat? Și am început să câștig și niște bani. Și i-am cumpărat lui Zanfir prima lui pălărie, eu i-am cumpărat. Din banii câștigați. Și după un timp o pierde. Aolo, ce nenorocire că și-a pierdut pălăria. Băi, i-am cumpărat alta. Prima dragoste tot atunci ați întâlnit-o, da. La 17-18 ani? Da. Și știu cum o cheamă Maria. Cum? Maria? Mm-hmm. Era colegă? Tatăle era dirigintele poștei din Nehoiu, parcă. Nu mai mi-au aminte de unde. Așa. Și când a plecat a fost așa dezastru pentru un tânăr nebun. Maria a fost prima dragoste, dar prima dragoste așa adevărată, când a venit? Când m-am copt. Până când la am ce fost vârstă? Copt. Nu știu, m-am copt cam greu. Da, am fost o perioadă crud, coptișor, copt. Ați început să cântați pe stadioane. Da. Se deschisese sala palatului? Că știu că ați cântat la lansare, la deschidere. Eram un țâcă, un slăbănog, aveam păr. Ceea ce astăzi nu mai... și când am aflat că voi cânta la inaugurarea spectacolului de grad zero, toată elita României, pe timpul lui Iorgi Udeș, că voi nici nu erați programați, recunoaște. Da. Păi, să spun, un exemplu. Deci eu înregistram o piesă la Lenuța sub Cerdac, la radio.
și apare ea dincolo de sticlă. Știi cum sunt studiourile la radio? Da. Dincolo de sticlă. Când am văzut, am înlemnit. Și eu trebuia să cânt, să fac înregistrarea respectivă. Fratele meu, nu mai puteam. Nici aer nu mai aveam. Când am văzut, jur, am avut niște emoții. Un trag de la râu. Și mi-a ajutat Dumnezeu că din a doua probă să reușesc să fac înregistrarea. Și a venit la mine și m-a luat de ureche. Ai să faci, ai să faci carieră, măi, țâcă. Dar nu mi-a zis țâcă, mi-a zis altceva, dar nu pot să zic acum. Cum a fost, cum ați întâlnit-o pe Irina Login? Pe Irina Login, cum o s-o întâlnesc? Eu eram deja, pot să zic? Da. Ajută-ne, vedetă. Eram deja vedetă la ansamblu Ciocârlia, la marele ansamblu Ciocârlia. Ea și cu Maria Giovanna au dat concurs și a fost multe concurente de care a reușit ea. Maria Giovanna n-a reușit din prima. Și ea. Și Maria. Amândouă. Mi-am găsit omul care mi este drag, pe care îl iubesc și care, cu care împart orice. O duc în toată lumea, de câte ori am ocazie. Ea este chimistă, nevastă mea, inginer chimist. Dar îi plac foarte mult excursiile și îi plac foarte mult antichitățile. Sunt un om. Asta trebuie să se povestesc. Mama mea venea de la mine la București și venea cu, de multe ori, cu autobuzul. Șoferul autobuzului respectiv era finul luna mama mea. Și ajunge mașina și face pauză acolo, chiar la, în Siriu, în centru. Și o tipă zice, aici este satul lui Benone Sionescu, ăla care și-a omorât nevasta, nu știu, una, am băgat-o în sac, nu știu ce am făcut, nu știu ce criminal ordine, odios am fost, nu știu cum, nu știu ce. Mama mea săracă, că un om cu sufletul la gură, zice, doamnă, dar nu vă este rușine să vorbesc, eu sunt mama lui. Dar finul mamei mele a oprit mașina brusc. Doamne, unde sunt bagajele? A dat tot jos. Pe a cuvânt, dat tot jos și mai avea 7 km până la gară. Vai. Pe cuvânt, dar deci l-a deranjat și pe el. Da. Că bă, să minți în halul ăla. Că... Nu v-ați iubit cu Irina Login, ai spuneți-ne și nouă adevărul. N-ați iubit-o? N-ai să afle adevărul niciodată. Ați trăit așa o aventură, o poveste, dracu. Cu nicio solistă? Am trăit. Dar acum aș trăi cu tine, că râs foarte bine. Nu? Ne-a râs foarte bine. Acum ne știm de prea mult timp. Fiind nefericire, eram nelipsit de la toate întâlnirile lui Ceaușescu. Da. De ce? Pentru că avea două cântece care îi plăceau foarte mult ale mele, Radu Mami și La Căsuța cu Pridvor. Da. Cum era Ceaușescu la petrecerile astea? Se îmbăta, se purta frumos, se purta urât? Nu, era un om decent sau era un om mai exuberant? Eu cred că fac și eu că aia, dar prea mult s-a zis acum, de ei numai devine, în sfârșit. Ea era un pic mai severă. Circulau zvonuri că la un moment dat dumneavoastră purtați perucă. Păi dar și nu port. De ce? Cine? O purtați, nu? Da. Dar de pe vremuri, de atunci? Nu port de pe vremuri. Stai că spun. Cam pe la 40 de ani. La 40 de ani. Da. Deci până în 40 de ani, poate. Știi? De ce? Nici e rușine? Nu e. Dar nu eram cu fundul gol, eram cu capul gol. Dar multă vreme ați purtat perucă, nu? Da. Ca să vă păstrați. Eram îndrăgostit, dar odată de multe ori am uitat-o. Serios? Și, fii atent, și odată la Buzău se sărbătorea, luase locul unul pe asta de sticlă, nu știu ce, parbrize și nu știu ce, voi știți ăștia șoferi, șofeourii, așa. Și am uitat peruca. Cel mai nenorocit, cea mai nenorocită ființă de pe planetă eram eu. Păi cum apar eu acum? Și era o căldură în scala. Și înaintea mea, nu am venit ideea. Un dans acolo, că ei aveau căciul lângă și ia să cânte eu, ăsta e căciula mea, nu e o strofă acolo și pe să rămân cu căciula în cap, să nu știe. Și după aia am continuat, dar curgeau pe aici transpirațiile de la căciul, măi, la aul. Da, se întâmplă. Hai să uităm, stri, stri, strângem, că asta e viața mea. La, 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 la. Am citit în presă că v-ați făcut la un moment dat și un testament, e adevărat? Nu. Am făcut o, cum să zic, o înțelegere între mine și soție. Dacă mor eu, rămâne ei tot. Dacă moare ea, rămâne mie tot.
Și eu la rândul meu o împart cui vreau eu și ea la rândul ei împart cui vrea. Cred că e mai cinstit. Cel mai cinstit, da.